Un bărbat din localitatea Padeș și-a găsit sfârșitul în pragul casei. Încerca să schimbe niște ochiuri de geam la ușa de la intrare când a fost tăiat de cioburile rămase în urma muncii sale. Nimeni nu se aștepta ca treaba să se termine tragic, bărbatul decedând la spital în urma rănilor. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că bărbatul efectua lucrări de schimbare a unui geam la o ușă metalică din curtea locuinței sale. În acest timp acesta a suferit leziuni în urma tăierii cu geamul respectiv. A fost transportat la spital unde i-au fost acordate îngrijiri medicale, dar în urma complicațiilor a survenit decesul acestuia. În cauză, polițiștii efectuează cercetări cu privire la cele întâmplate în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă. Victima avea 48 de ani. Poliția a deschis un dosar penal pentru cercetarea morții bărbatului.